am să vă prezint un mini receptor radio universal, o de la Creasol, cu un singur canal. Acesta nu are releu, lucrează cu optocuplor. Aici se vede la acela mic, este un optocuplor. Consumul este foarte mic la el, de energie. După cum am spus, un singur canal de servește, deci comandă doar o automatizare de poartă sau oială sau alte automatizări pe care doriți să le comandați de la distanță. Bun. Aici este sunt instrucțiunile lui. Are aproape aceleași funcții ca și Unirec 2-ul, un pic mai limitate fiind un singur canal, fiind mai mic. Aici avem câteva funcții care le putem schimba. Aceste funcții le găsiți și la Unirec 2, toate aceste funcții, doar că are un singur canal. Văd că frecvențele funcționează, adică funcționează pe aceleași frecvențe. Modul de conectare merge și pe normal deschis, normal închis. Salvare de energie, modulația, văd că merge pe aceleași modulații ca celălalt. Bun, să trecem la programare. Avem aici telecomenzile pe care le-am testat și pe Unirec 2. Toate acestea trebuie să funcționeze și pe Unirec 1 atunci. E simplu. La acesta apăsăm modul de programare, la Unirec 2 apăsăm canalul și după aia modul de programare. La asta doar modul de programare, fiind un singur canal, nu trebuie să aleg canalul. Deci avem 1, 2, intră în modul de programare, hai să luăm la rând, s-a programat, am programat și aceasta, programez și acesta, programez și marca FAC, programăm și BFT-ul, da? Motorline, came, un anumit model de came, nu toate modelele funcționează. Asta e Polift, telecomandă DEA, DITEC. Acum o să vedeți că acestea nu funcționează, că din merge pe FSK 12 kHz, numai dacă setez altfel. Opa, nice! Iată, sunt în programare. Dublu click. Nice, nu merge. Deci toate acestea care n-au mers pe celălalt, n-au cum să meargă pe acestea, fiind cam la fel. Nici n-ar vrea să mai încerc. Acestea nu sunt compatibile. Hai să mai încerc o dată cu came asta, modelul nou came. Nu merge. Nu. Dacă nu n-am mers cu celălalt, nu o să meargă nici cu asta. Bun. Ce avem noi aici? Alimentarea, power supply. Aici la supply sunt cele două fire, aici este alimentarea, merge la curent alternativ și curent continuu. Aceasta este antenuța ei. Și aici e contactul care va comanda ceva. O automatizare de poate. Bun. Hai să vedem, funcționează telecomanda aceasta? Funcționează, da? Se vede, se aprinde becul, da? La fel va funcționa cu oricare dintre acestea care le-am programat, pe care le-am programat, da? Bun. Putem să setăm și la această telecomandă modul de funcționare bistabil, de exemplu. Mergem la meniu 6. Nu mai trebuie să alegem canalul, fiind un singur canal, va fi mai ușor de programat. Deci mergem la meniul 6 și apăsăm după aia de două ori pentru submeniu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, așa, e pe 4. 1, 2. Am selectat meniul 2 din meniul 6. Bun, hai să vedem, bistabil. A rămas cuplat, vedeți-l? Mai pus o dată, a decuplat. Ce e subliniat aici în, poză, da? Înseamnă că e default, adică e implicit cum este setat. Mai pus o dată, mai pus o dată. Hai să-l trec înapoi în... uite, îl trec în poziția 1, hold to run. Asta e. Meniu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? O să-mi arate că e pe 2 și eu pun pe 1. Bun, acum e meniu cât țin apăsat telecomanda, atâta va fi cuplat optocuplorul. Vedeți, îl țin apăsat, rămâne pornit. Opresc, s-a oprit. La fel. Am să trec înapoi în poziția implicită la meniu 6, poziția 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa arată că e pe 1. 1, 2, 3, 4. Și acum îmi confirmă 1, 2, 3, 4. Bun. Acum a revenit la starea care trebuie. Deci dacă țin apăsat, el se oprește după un timp, da? Pentru că e în poziția asta, timer, 500 de milisecunde, de sub o secundă. Am rămas la partea cu comanda. Deci comanda receptorului, adică contactul de la optocuplor, merge prin, adică alimentează un modul de releu, da? Un consumator, să zic așa, poate fi o ială. Deci, un fir vine la minusul modului și plusul vine direct la plusul de alimentare, da? Iar minusul trece prin optocuplor și vine înapoi încoace plus alimentarea modului. Pare rău că sunt un pic cam încălcite, dar... Deci aceasta este antena. Aceasta este alimentarea modului. Deci am plus, minus și plus, da? Și acesta este contactul. Unul merge la... vine de la minus, trece prin el și merge mai departe la minus. După aia plusul vine tot la plus, care alimentează și modulul. Ca să vă arăt, se va auzi un click. Da? Aici se aprinde becul, aici se aude click. Nu știu de ce nu se aprinde becul modului nou. Normal trebuia să se aprindă, dar... Da, uite că se aprinde, l-am mișcat. Ce să vă zic eu, modulele astea sunt făcute în China. Mai au și mici defecțiuni, da? Dau comandă, se vede LED-ul. Se vede LED-ul de acolo, se vede LED-ul de acolo, da? Funcționează. Așa, deci ștergerea este în felul următor. Se apasă de 10 ori butonul, meniu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O să-mi confirme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Hai să zicem resetare totală. 1, 2. Hai să vedem. Telecomanda nu mai merge, da? Da, s-a resetat complet. Mulțumim!